Absolvenții de studii liceale, posticiale ori universitare, care nu-și găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor, au dreptul de a solicita indemnizație de șomaj. În acest context, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a emis recent un comunicat de presă prin care reamintește condițiile în care absolvenții pot beneficia de ajutor de șomaj, informează avocatnet.ro. Sunt asimilate șomerilor persoanele care au absolvit instituții de învățământ sau școli speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, concret pentru a obține ajutorul de la stat, absolvenții fără un loc de muncă trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din localitatea sau zona în care domiciliează în cel mult 60 de zile calendaristice de la absolvire, mai precizează sursa citată. Chiar dacă fac înregistrarea, absolvenții vor putea primi indemnizațiile de șomaj doar după ce expiră această perioadă. Ajutorul de la stat se va primi timp de 6 luni, calculată de la momentul în care se termină perioada de 60 de zile, iar valoarea indemnizației lunare primi reprezintă o sumă fixă, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referință. Baza de calcul pentru indemnizația de șomaj a fost majorată de la 598 de lei la 660 de lei de la 1 martie.